Lucrăm dar mai lent. Acesta este principiul după care se ghidează angajații firmei Sucevene Flor Construct, atunci când execută lucrări pe străzile Sucevei. Pe 31 mai, din cauza ploilor căzute în municipiu, chiar în intersecția de la primărie, asfaltul s-a rupt fiind produsă o inundație în zonă. Canalizarea orașului nu a făcut față, astfel încât circulația rutieră a fost afectată. Imediat după incident, asfaltul s-a lăsat, iar două canale aflate în intersecție au fost pur și simplu ridicate în mijlocul bulevardului. Autoritățile locale sucevene au intervenit și au cerut constructorilor să execute reparații în zona unde au rămas canalele moțate. Cei mandatați să rezolve această problemă au fost reprezentanții firmei Flor Construct, care nu s-au grăbit să execute lucrarea. Deși au trecut aproximativ două săptămâni de la incident, lucrarea nu a fost finalizată. Mai mult, muncitorii se pare că își îngreunează singur munca prin diverse metode empirice. Folosirea unor scule confecționate de ei, cum ar fi o sticlă de plastic cu care era turnată smoala. Cu siguranță un ritm mai alert al lucrărilor ar scuti circulația de blocaje. În cazul de față, vinovatul fără vină este ploaia. Zilele acestea a plouat mult în Suceava, dar acesta nu este un motiv plauzibil. Lucrările puteau fi finalizate într-un timp mult mai scurt dacă muncitorii erau operativi.